Deci, dragilor, bună! Am văzut o grămadă de lucruri că vă tot întrebați sau discuții cum este șufa. Haideți că vă arăt într-un exemplu clar cum funcționează șufa online. Deci, se cer date cu care trebuie să te identifici și primești un plic de la șufa, unde după aceea poți să intri online și să-ți vezi bonitatea. Am să întorc camera și sper să puteți vedea la ce mă refer. Deci, așa arată șufa când intri înăuntru și poți să vezi care-i treaba. Deci, intrăm aici pentru, de exemplu, Meine Auskunft Online și aici poți să vezi scorul. Scorul se ia în funcție de credibilitatea ta. În cazul ăsta avem 94,52%. Din posibile 100%, încă n-am văzut 100%, deci 94,52% este foarte bun. Și acum ce se întâmplă? Totul rămâne înăuntru ce ai făcut și nu se șterge singur, din păcate. Deci, dacă mergem acum și ne uităm la Vertrags Partner, avem aici, te-ai dus la bancă odată, ai încercat să iei un credit sau ai întrebat despre un credit, atunci apare aici, credit plus banc. Când ai întrebat ce ai făcut și toate lucrurile astea, la câte bănci întreb mai mult, cu atât e mai rău. Aici, de exemplu, un credit care de fapt e deja plătit. În caz că este plătit, apeși aici pe R și spui că nu mai ai treabă. E deja plătit singuri, nu se prea șterge, că nu prea au ei interes să spună că ai scăpat de datorii. No. Și atunci la fel, asta, persoana cu tare nu știe despre ce e vorba. Cine dracu întreba ceva despre mine? Bill Pay GmbH. Probabil odată online, văzând ceva, din greșeală sau n-ai fost atent, ai dat niște date și așa a făcut imediat șufa în frage. Atunci mergem pe R și spunem, nu știu cine sunt ăștia. Habar n-am. Mai departe. Atunci șufa se ocupă de lucrul ăsta, le trimite la ăia un mesaj și spune, de ce ați luat datele la femeia asta sau la bărbatul ăsta? Vă rog, ștergeți-le. Și atunci șufa singură șterge toate lucrurile. Credit plus banc, informațiune. Nu știu ce a fost aici. Probabil am întrebat odată sau am întrebat persoana cu tare ce condiții aveți voi la bancă. O rămas. La fel. Mergem pe R. Stați-mă puțin că m-a scos afară. Să încerc să intru iarăși înapoi. Așa, mergem pe Credit Plus, facem Rückfrage și spune la fel. Nu cunoaștem, nu știm despre ce e vorba. Mai departe. Și tot așa mai departe. Și ștergând toate prostiile ăștia care s-au adunat, da, de la Postbank, de la toate căcaturile ăștia, crește automat. Deci nu trebuie să ai, poți să ai bonificare de 100% și să nu primești niciunde un credit, deoarece sunt prea multe rahaturi din ăștia băgate înăuntru. Înțelegeți? Și atunci vedem în următoarele zile scorul de la 94,52 o să urce la 95, la 96. Așa se întâmplă. De aia, dacă aveți întrebări, luați-vă șufa online și doar atunci să șterg multe lucruri sau vedeți dacă într-adevăr sunteți cu ceva în șufa. În șufa sunteți cu toate. Orice aveți, orice este în șufa. Deci nu există cineva să nu fie în șufa. Înțelegi? Aici îți arată la ce bancă ești, ce cont ai și așa mai departe. Deci n-ai cum să nu fii în șufa. No, cam atâta. Deci, dacă mai sunt întrebări, întrebați.